trecute mi-am comandat ceva de pe EMAG și de pe Notino astăzi vom avea așa un mini haul, o să vă arăt câteva produse pe care eu mi le-am luat și da, ce să zic, să începem produsele de pe EMAG mi-au mi ajuns uh, alaltă ieri și produsele de pe Notino mi-au ajuns astăzi uh, nu știu dacă în momentul în care voi vedeți acest clip transportul o să fie încă uh, gratuit, dar uh, da ce să zic, nu știu uh, să trecem la treabă atunci. Ce cu chestiuțele pe care le-am luat de pe EMAG prima dată. mi-am mi -am luat această loțiune de la CeraVe pe care eu o folosesc și pe față și pe corp, în special pe, pe față. Am mai avut-o, deci deja știu cum, cum se comportă. mi au chestii din asta de 473 de mililitri și, și, mă ține cam vreo 4 luni, deci cred că e avantajos. Am dat în jur de... nici nu mai știu cât a fost, oricum o să vă las eu link în descriere pentru fiecare produs, dar a fost în jur de 56 de lei, parcă, da, cam așa, 56 de lei, 57 de pe acolo. Apoi, mi-am luat acest gel de curățare de la Garnier, eu l-am tot, uitați așa arată, L-am tot văzut la fete pe YouTube și pe internet așa, pe grupuri, pe Facebook și m-am gândit să-l încerc și eu. Ei spun că este pentru față, ochi și buze, dar da, văd că are ingrediente ok, adică din ce mai știu și așa și care ingrediente ok. Sunt extrem de curioasă, încă nu l-am folosit, sunt foarte curioasă. A fost 19 lei. Așa, și ce mi-am mai luat? două ape micelare din acestea de la Garnier. cred că v-am mai zis eu că mi îmi place foarte mult apa aceasta micelară, este preferata mea și dacă tot le-am găsit la ofertă, pe acestea două am dat 32 de lei. Asta cred că o să mi ajungă oricum mai am din apa micelară pe care o folosesc acum, o folosesc în, momentul acesta o folosesc pe cea de la Train și mai am din aceea. Deci pe acestea cred că, pe acestea, cred că o să le am până... Acum să trecem la produsele pe care eu le-am luat de pe Notino în sfârșit după ore de căutări și soaciuri și întrebări pe Instagram mi-am comandat acest fond de ten de pe Notino. Este, este vorba despre acest fond de ten de la Catrice. Eu l-am cumpărat în nuanța 010 Light Beige. Am citit și am văzut multe review bune și multe păreri bune despre el. Uh, și am fost așa extrem de curioasă să-l încerc oricum o să vedeți o să-l încerc cu voi uh, o să fac așa un first impression de acum e că matifiază și îți oferă uh, efectul acela de uh, a doua piele acesta a fost în jur de 33 sau 35 de lei cam așa da, v-am zis, oricum o să vă las link tot de la Catrice mi-a luat acest anti uh, liquid camouflage Uitați așa, focus, așa, în nuanța, tot, tot în nuanța 010. Hai, prietene, fane, dă -ne și nu un focus, te rugăm. Da, îmi tremură mie mâna. Așa, 010 porcelan. Așa, l-am mai avut pe acesta, și cam știu cum se comportă, dar, nu știu, mi s-a făcut dor de el, așa. Ce mai am tot de pe Notino? Mi-am luat acest uh, tuș pentru că, nu știu, m-am plictisit de tușul acela de la L'Oreal și am zis că vreau să mai încerc și altceva. Și țin minte că odată am fost în Kendra și mi-am luat eu un tuș de la Essence care mi-a plăcut foarte mult și l-am văzut acum pe Notino și am zis, hm, ia să-l iau pentru că l-am mai avut și știu că, știu că mi-a plăcut, știu că m-am înțeles bine cu el. Cam așa arată, e pensulă care, nu știu, oferă precizie și bla bla bla, are 3 ml și așa arată. Cred că 15 lei sau 13 lei, ceva acolo. Și mai am două chestii. Mi-am luat un burețel, pentru că burețelul meu de la Ebelin, de fapt nu e de la Ebelin, e de la Donegal, este vorba de acesta, este mult dar pentru că m-am machiat, dar la luat din DM a început să se, să se rupă, să se strice și am zis că da, trebuie să-mi iau un alt burețel ca să-l am așa de backup. Și am găsit acest burețel penotino de la Brush Art. Vedeți că el vine ambalat așa, nici măcar nu l-am desfăcut, nu știu dacă se umflă, dacă trebuie udat și se umflă, habar n-am. O să-l desfac acum cu voi și o să văd despre ce e vorba. Și am acostat 23 de lei, parcă așa. Ia să vedem cum arată. Da, arată așa și cu siguranță trebuie udat, dar se pare că limită pe acela de la Real Technics, parcă așa mi se pare. Și nu e murdar, să știți că așa e culoarea lui. Burgundi. Vedeți, așa scrie și aici. Bam, bam, bam. Și așa arată. Oricum, o să vă o să revin eu cu impresii, o să vă spun dacă mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Uh, man, acesta cred că a fost uh, da, 23 sau 25 de lei. Și ultimul produs pe care l-am luat de pe Notino este această cremă cu protecție, cu protecție solară. De fapt, este un uh, lapte Uh, cu protecție sola solară 50 uh, de la Uriaj barie sau se numește. Uh, are 100 de mililitri și a fost uh, 52 de lei parcă, și așa arată. Uh, am observat că mă înțeleg, de fapt, mă înțeleg mult mai bine cu, cu genul acesta de uh, protecție solară tip loțiune, pentru că eu având tenul gras, o cremă deja e prea mult și oricum cremele cu protecție solară sunt groase așa și uleioase. Dar aceasta ar trebui să fie ok și ar trebui să intre repede în piele, având în vedere că este un lapte. Da. Ei spun că este o loțiune, very high protection, la 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 la, silky touch, water resistant. Da. O să vedem. Acestea au fost produsele pe care eu mi le-am luat. O să revin oricum cu impresii, o să vă țin la curent cu ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut. Acesta a fost clipul meu de astăzi. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. A, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați, să apăsați clopoțelul, să mă urmăriți pe Instagram. Și gata, vă las, nu mai vorbesc. Ne vedem data viitoare la un nou clip. Pupici, papa. Pa!